Începem cu o poveste tristă. Acum 11 ani a fost tremur mare în Italia, în sud Italia, în centru Italia, l'Aquila, și au trecut 11 ani și încă oamenii de acolo nu au intrat în normalitatea. Asta este când sunt mare tragedie. Coronavirus segna prima dată de când a început nebunia asta, scadere foarte mult de cazi, 4.316 cu 525 de morti. Dar problema e că începe și alte țare să are numărul așa mare de cazi. 87 de medici au murit și asta a fost tragedia mare. Oamenii care au murit s-au sacrificat pentru sănătatea de alții. Dar și începem să ne gândim că viața continuă. Nu se știe când, dar au început să se aude de datele. 13 aprilie cineva spune că se poate începe cu niște activitate, cine spune 26 de aprilie. Adevărul că activitate sunt foarte importante, pentru că Italia acum s-a oprit și au început oamenii să cere și ajutor, pentru că nu are banii să face cumpărături.